Ei, am auzit că ți-ai luat purcei. Mă doare că vine la părinte, să avem ce mânca pe la iarnă. Ei, mă, Ioane, dar păi până la iarnă, facă ești 100 de chile, hă? 150 până la iarnă, ca popa. Aici ne cazăm noi la Vila Ardealu. Ioi tu, Ioane, dar ce fain! Pune și niște sare în ciorba ce e. Am aflat. Da, da. Tu, Mării, mâncam o ciorbă bună aici la Vila Ardealu. Ioi tu, de-abia aștept. Aici o facem la piscină, bai. Ioi, Doamne, dar ce bucuroasă! No, Mării, aici ne-o culca noi. No, păi atunci începem cu asta. No, pirandă. Mă iubesc doi bărbați, Ion și Vasile. Da, amu, tu trebuie să-mi spui care dintre ei e norocosul. Nu, hai tu că citesc în cărți. Ia uite, Marie. Ce, Ivan? Tu, Piranda, spune. Tu, Marie, norocosul va fi Vasile. Ion, serios? Dar tu te vei căsători cu Ion? Doamne, tu ești normală! Măi, Marie, dar mi-e foame, dăm să mănânc! Tu ce și azi niște slănină din frigider? Măi, Marie! Dar vasele aia când le speli, că deja e un morman, de 3 zile nu le-ai spălat. Mai imediat, că încă nu-i gata episodul. Da, oi, Mării, curățenie când mai faci? Că au trecut turcii pe aici. Mai târziu, mai târziu, avem timp. Stai! E gata episodul. Vrei să-ți povestesc ce s-a întâmplat?